pe care le-am discutat. Sunt, în primul rând, aș spune, cele de factură politică, care rezultă a fi cele mai importante și din perspectiva interesului public al cetățenilor, și anume revizuirea Constituției, legile electorale, cu precădere punând accent pe legea care să modifice actualul sistem electoral și care, bineînțeles, să permită fără niciun fel de piedici votul românilor din străinătate. Am discutat, sigur, și alte chestiuni, cum ar fi poate necesitatea revizuirii legii privind finanțarea partidelor politice. De asemenea, am discutat chestiunile referitoare la modul de organizare a alegerilor, schimbarea sistemului electoral, pentru că știți că este o discuție în acest sens, eventual introducerea sistemului mixt cu vot uninominal și proporțional pe listă pentru corecție, sau revenirea la sistemul de liste care a funcționat mulți ani în România, reducerea numărului de parlamentari, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, aș menționa proiectele referitoare care trebuie duse la bun sfârșit, pentru că sunt un angajament al Uniunii Social-Liberale și cred că sunt în consens aici și cu partidele din opoziție, cele referitoare la regionalizare și descentralizare. Ordonanța migrației. Trebuie să dați o lege de respingere acum și să indicați soluția. După ce va apare motivația Curții Constituționale, sigur că o vom lua în discuție și în funcție de ceea ce este în conținutul motivației, vom putea să ne hotărâm ce trebuie de făcut. Domnule, personal, sunteți pentru pierderea mandatului? În cazul... Atâta vreme cât constatăm că pe scena politică migrează, ca să folosim termenul intrat în discuția publică, în accepțiunea publică, partide cu membrii cu toți dintr-o zonă în alta, și aici mă refer la PNL, care a abandonat familia liberală și s-a transformat în Partid Popular peste noapte, dar sigur că nici parlamentarii și nici membrii de partid nu suportă nicio sancțiune pentru asta, nu văd de ce ar trebui să sancționăm primarii, care au și ei dreptul la rândul lor să facă parte, cum e și normal, pentru că cei mai mulți dintre ei, după cum știți, sunt aleși din partea partidelor și ei au dreptul să aibă o opțiune politică. Domnule Tărician, Radu Stroiar trece la UNEPR.